Instanțele din Colorado și Minnesota vor să-l descalifice pe Donald Trump de la prezidențiale. Care sunt motivele invocate, ne spune Ramona Sârbu, editor al Alef News. Bună dimineața, Ramona! Ce motivare aduc cele două instanțe? Bună dimineața, Tatiana! Ei bine, pe scurt, îi spun că Trump ar trebui să fie descalificat din cursa prezidențială din 2024, strict din cauza acțiunilor sale din jurul revoltei din 6 ianuarie de la Capitoliu. Ei se leagă practic de secțiunea 3 a celui de-al 14-lea amendament adoptată după războiul civil, care îi descalifică din funcțiile publice pe cei care au jurat să apere Constituția și apoi s-au angajat în insurecție sau rebeliune împotriva Statelor Unite ale Americii. Dar acum vedem că și oficiali din alte state, printre care Maine și Michigan, iau și în considerare această problemă. Trump, după cum îl știm foarte bine până acum, a trecut la ofensivă, a intentat un proces în Michigan în care îi cere unui judecător să interzică secretarului de stat, care culmea e democrat, să-l descalifice de la prezidențiale, susținând că nu are autoritatea de a face acest lucru. Și desigur, Tatiana, avem și o reacție din partea echipei de avocați a lui Trump, care susțin că cererile de descalificare, care sunt depuse în mai multe state, după cum am menționat, reprezintă o încercare antidemocratică de a împiedica alegătorii să decidă cine va fi următorul ocupant al Casei Albe. Rămâneți, mulțumim!